atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt simplă fată. Sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt simplă fată. În episodul de astăzi o să culegem roșiile. Și eu ud roșiile. Foxy, ce roșii, că nici nu avem roșii aici, avem doar morcovi. Speram și eu, mie îmi plac roșiile. Ok, avem doar morcovi, avem cartofi și mai avem și niște grâu să facem niște pâine. Eu mă simt ca în piscină. Poți să știi acum, îmi dau seama că tu stai acolo să-ți uiți coada sau ce faci. Așa ușor umezică. Știi ce mă gândeam eu astăzi, Foxy? Zi. Să decorăm și mall-ul de Halloween, ce zici? Ce idee grozavă mi se pare. Vreți și voi? Spuneți acolo dacă vreți și voi să decorăm și mall-ul de Halloween. Normal, Foxy, toată lumea vrea un mall decorat de Halloween. Hai să mergem de să ne băgăm la treabă. Și ce facem? Facem iar pe un curs sau nu? Nu, no, Foxy, de data asta lucrăm împreună. Lucrăm împreună? Ai intrat în mall? Nu, sunt aici afară, acum intru. Ok, și cum facem? Cine decorează parterul și cine etajul? Păi împreună decorăm parterul. Hai să vedem cum îl decorăm. La ce te-ai gândit? Am putea să începem cu un covor frumos aici? Da, mă gândesc să punem un covor pe scări. Merge pe scăruare? Pe scări nu putem, nu, nu. Atunci aici la intrare, vine la portocaliu. Asta e la scălă, portocaliu cu negru. Îl rezolv eu, 1, 2. Ok, bun. Dar puteai să pui cel negru care trebuie pus între. Stai așa, uite acum. Iau covorul negru. Așa. Da, aici nu putem să punem, Foxy. Unde? Da, aici, puteți un pic mai încolo, că nu pot să pun de tine. Uite aici, așa, aici nu putem să punem. A, sunt ce picare aici. Așa, bun, perfect, de arată super bine. Da, nu știu ce să zic. Nu? A, ba, da, uite, da. A, de aici nu putem să punem. Putem să lăsăm doar așa. Păi nu că trebuie să stricăm automatul. Nu place așa. Na, bun, atunci rămâne așa aici. Și am putea să punem o oală de vrăjitoare, ce zici? Da, uite și aici, parcă merge. Hai să punem o oală de vrăjitoare. Nu, covor, uite, l-am prelungit, nu? Îți se pare că arată bine așa? Ba da, arată bine, da, îmi place. Dar uite aici, mă gândeam la intrare, am putea să punem oala asta de vrăjitoare, oala ce zici? Oala de vrăjitoare, arată super. Da. Și niște bostan pe aici să pun undeva. Ia stai puțin așa să vedem dacă putem să punem. Ia uite ce zicea. Wow, ce mișto este. Mă, e tare oala asta de vrăjitoare. Niște bostan. Niște bostănei. Da. Cum îi găsim? Stai că nu știu. Stai așa, uite aici. Vrei bostania prins sau din astea așa închiși? Uite aici, așa, uite, îți dau un bostanel, așa. L-ai luat? Nu, tu l-ai luat. Eu l-am luat înapoi, uite aici, Foxy. Uite aici, bostanei, gata. O grămadă de bostanei. Te-am umplut de bostani. Vreau aprinși. Păi ai zis că vrei și și. Dar mi-e doar aprinși. Nu, ăștia nu sunt aprinși. Ăștia au doar față. Dar eu vreau aprinși. Poți să fie luminați dacă vrei. Vreau aprinși. Vrei aprinși? Stai. Stai așa, uite acum îți fac și aprinși, Foxy. Așa și stai să ne gândim, mai avem nevoie de un din ăsta. Ok. Uite. Nu, uite, acum mai fac asta. Stai așa un pic. Păi stai că o scot imediat, dar asta e un pic așa și tu, Foxy, adică să-ți dau ăștia, uite aici. Uite. Uite aici, bostanei. Da, i-am băgat acum, le-am băgat torțele în ei să fie aprinși. Uite, le se pune aici, dar trebuie să o colim după aia. Da, nu prea merge acolo. Nu prea merge așa. Hai să ne gândim unde să mai punem bostănei ăștia. Aici jos nu prea avem unde. Da, cred că pe sus o să decorăm mai tare cu bostănei. Uite aici putem să punem așa, mamă, direct creepy când intri. Păi în loc de flori punem bostani. Da, poți să știi, da. Așa, bun. Da, mi se par ca mari pe masă. Așa zici? Aici
Uite, am pus acolo un bostanel. Mamă, e pus jos. Bun, hai să ne gândim ce mai putem să mai punem. Poate doar unul aici. Unul aici în capăge. Am putea să mai punem niște pânze de păianjen, da. Și ia să ne gândim noi ce am mai putea noi să mai punem. Hai să ne gândim așa. Ah, am putea să punem niște cufere din astea, Foxy. Niște cufere? Da, le punem, uite, stai să mă gândesc unde să pun. Uite aici așa punem unul. Da, uite aici, ce zici? Cufărul ăsta așa, bun. Unde să mai punem un cufăr? Păi, nu știu. Hai să punem un cufăr și pe masă, gen? Uite cum a pus și să ia vezi. Să vedem. Observi ceva? Schimba sus? Sus? A, bostanii! Merge. Da, merge așa, da. Se terminăm așa? Merge. Și acum putem să punem, uite așa, aici în partea asta altă, se vadă și dintr-o parte și din alta, știi? Da, așa să punem și aici. Nu, e bine. Da. Ca să punem și pe o parte și pe alta. Așa, și acum vine... Țac, gata, uite. Mamă! Uite, am pus și acolo, să-i prea mult. Nu, e ok. Parcă se bagă în am putea să scăpăm de asta. Să punem așa. Aoleu, ce-ai făcut acolo, focilică? Pe se bagă în scaun. Ia, l-am scos. Asta nu-i nimica. Da, așa că nu pot să pun aici. Iote! Am făcut acolo linie de bostani. Mica, am exagerat. S-am putea să facem așa. Sau așa. Mamă, ce zici? Arată bine acum. Gata, am pus mulți bostani. Și acum am putea să mai punem niște pânză. Ia stai să vedem. Da, așa că ne ocupăm de pânză. Am putea să punem, uite, toată zona asta, așa, două pânze acolo. Arată super. Direct cu mintri. Mai punem aici o pânză. Și afară să punem bostanei la intrare. Da, punem, cum să nu, Foxy? Du-te tu afară și pune. Nu, am inundat! Ce ai făcut, Foxy? Am spart ușa! Ai distrus tot, nu pot să cred! Aoleu, trebuie să refaci acum covorul. Hai, du-te și umbrăște apa! Păi trebuie să pui ușile. Stai că m-am prins în pânză aici. Vai, am distrus tot! Mama mia! O distrus, Foxy, tot! Da, așa că mă duc acum să pun ușile. Gata, le-am pus. Acum trebuie să fac iară covorul. Și deschizi ce ai, că cred că iară le spart. Așa, bun, gata, ți le-am deschis. Ok, am pus aici asta. Ești chiar între. Mai spargem așa și mai punem câte un din ăsta. Așa, aici pe capăt. Bun, nice. Gata, avem și pânză o grămadă. Arată superb, Foxy. Și la intrare. Da, stai că trebuie să mut iar acum și ăsta. Trebuie să facem covorul iară. Trebuie să mut și ăsta acum. Așa, bun. Și hai să ne apucăm de covoraș. Nu aveam ăsta aici, ba da, uite. Ce faci, Foxy? Nu mă prăschi, faci, pun tot altceva. Ce faci, Foxy, pe aici? Așa. Și acolo mai vine. Oh, nu, am spart ăla și eu. Aoleo. Aoleo. Am spart oala. Nici nu nu stai mai breaza. Stai așa că o fac la loc iar oala de vrăjitori. Ok, și aici aș putea să fac așa, asta să vedem. Cum îi zicea că de fiecare dată uit. Pam 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 pam.
De fiecare dată, uite cum îi zice, băi. Ce anume? Nu pot să cred asta. A, gata, l-am găsit. A, e chain. Credeam că se numește altfel. Deci știam, îl căutam. Așa, și luăm una din asta. Mama. Îmi place. Da, foarte frumos. Și am putea să facem așa, ia stai să vedem. Așa, bun. M-am hotărât să pun și sus covor. Pui și sus covor până la urmă? Pe locuri, da. Oh, nice. Ceva de genul ăsta. Ok. Oare ce mai puteam să mai punem? Niște din ăsta. Desigur. Așa. Bun, nice. Și oare ce mai puteam? Cred că ajunge jos cât am decorat, Foxy. Da, hai să vezi. Acolo nu poți să pun covor unde-i scaunul. Unde? A, asta că și aici aș putea să fac. De fapt, bă, că aici sunt prea multe. Nu, aici ajunge. Zic că nu poți să pun acolo covor unde-i scaunul. Unde? Unde-i scaunul? A, păi nu poți, trebuie să iau scaunul, stai așa. Să luăm scaunul întâi și după aceea îl punem la loc. Așa. Gata, pune scaunul. Și să-l faci tot așa. Ia să vedem. Să luăm pensula și să vopsim scaunul. Gata. Aici nu am pus pânzele cu aia așa sus. Nu, n-am pus. Trebuie să iau să pun. Ia niște pânză și pun eu pe unde crezi tu, Foxy. Ia să vedem. Mama mia. Umple Foxy totul de pânză de pe Yangon. Super spooky. Mai bine pentru Halloween. Da, cam atâta cred. Arată bine așa. Asta e așa că mai punem noi pe chili și așa. Uite, am mai pus. Cam atâta, zic că arată bine. Da, gata, mai pus eu niște sânge pe jos. Ia uite, ce zici, Foxy, a? Da, e fain. Acum va trebui să ținem petrecerile de Halloween, dar va trebui să ne găsim costume. Da, stai așa să pun drona și să filmez cu drona, ia uite. Bine. Vum, frumos, așa, când intri, mamă. Mamă, cât de spooky este. Ce frumos. Ia uite-te pe aici. Ce cute arată. Mamă. Și puțin înfricoșător. Și etajul. Ia uite-te pe aici. Mamă. Dar ce și invest? Mamă. Superos. Frumos, 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 frumos. Și afară ai filmat? A, și afară, ia uite bostănei. Și intri. Mamă, cât de frumos e, Foxy. E spooky. Nice. Super frumos a ieșit. Îmi place. Frumușel, frumușel, frumușel. Cam asta a fost episodul Hulianșilor și Vulpițelor. Sperăm că v-a plăcut cum am decorat noi mall-ul de Halloween și să ne scrieți în comentarii dacă vreți să veniți la petrecere. Să nu uitați de like-ul la blană, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa! Pa!